Ma, Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți de aceeași zonă de interes, împărtășiți aceeași pasiune cu mine, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tuturor abonaților mei ce revin de fiecare dată pe acest canal, țin din nou să vă mulțumesc din suflet. Uh, disclaimer, abonarea pe acest canal de YouTube este și va rămâne total gratuită nu știam că de toată lumea mai este în pană de idei și mă tot gândeam zilele trecute despre ce să vorbesc oricum sunt atât de multe parfumuri de testat pe tăvița mea sunt nu știu sunt așa într-o perioadă de explorare de cunoaștere de descoperire și așa mai departe și Um, mie îmi place în general să vin către voi aici pe YouTube și nu știu, să port un parfum mai mult timp, adică nu l-am achiziționat la două zile, hai să vorbim despre el. Una sunt uh, primele impresii, uh, alta este treaba cu recenzia sau adăugarea unui parfum într-o selecție sau așa mai departe. Și tot umblând eu în parfumurile mele, avusesem la un moment dat ideea să mi le așez în funcție de case, da? Ahmed al-Magribi, Corner, al-Haramain, Hadlaj și așa mai departe. Și tot așezându-le eu, zic, stai puțin, ce ar fi să vin către voi cu un fel de top best of, da? Fiecare casă în parte. Bineînțeles, videoclipurile acestea nu vor fi unul după celălalt, da? Alternăm să fie bine ca să nu fie rău. Și după o introducere fenomenală de 2 minute și 32 de secunde că de rojin vorbește mult, astăzi voi începe cu Casa Afnan. Am adus lângă mine, sinceră să fiu, sinceră să fiu, cu greu doar 5 parfumuri. Am zis să luăm de bază cifra 5, nu 10, nu 3, nu 20, nu 15, 5. Și de bine ce m-am gândit eu la chestia asta, eu singură mi-am dat de lucru foarte mult, pentru că iubesc Casa Afnan, chiar o iubesc din tot sufletul, atât pentru Creațiile originale, da? ADN-urile sale originale, cât și pentru parfumurile mai mult sau mai puțin inspirate din alte parfumuri celebre. Pentru mine, Afnan este una din casele de suflet. Um, a fost o casă de la, primul, de la prima achiziție, primul blind buy al casei Afnan. Pur și simplu eram. mai vreau da? Bun, am căutat să mă rezum fix la parfumuri semnate afnan și să nu includ și parfumurile casei Zimaia. Zimaia fiind de fapt o subdiviziune a casei afnan. Și uh, voi începe însă, din nou, mic disclaimer. Ordinea în care eu vi le voi prezenta, vi le voi reaminti, deoarece am mai vorbit despre ele în alte videoclipuri, este una strict aleatorie. Nu-mi cereți să fac locul 5, 4, 3, 2, 1 pentru că nu aș putea. Da? Nu știu pe care să îl pun mai sus sau mai jos. Primul din preferatele mele forever endeavor de la Casa Afnan este suvenir floral buchet. Vine în această sticluță, pentru multe dintre voi știu, chicioasă, mie personal îmi place extrem de mult și detaliile acestea, trandafirii aceștia în relief, pur și simplu ador sticluța aceasta. Da? Nu am nimic asemănător în colecție, ar fi oarecum asemănător doar că nu are partea aceasta de jos care de fapt este atomizorul cum îi spune, doamne, de la bulgarii, l am și pe acela, vi las aici, dacă din nou programul meu de editare mă va lăsa să introduc poze, da? O să vă las aici. Un parfum al casei bulgarii, l-am și pe acela, este discontinuat și oarecum partea de aici, da? Mă duce cu gândul la acel parfum. Dar, pentru fiecare parfum în parte o să vă las notele inserate aici. Impresiile, primele impresii ale acestui parfum le aveți în acest videoclip. Și Și, suvenir floral buchet pentru mine este un parfum ce categoric 10 din 10 momentul în care se va termina. Și sunt pe undeva mai puțin de jumătate cu acest parfum. Categoric îl voi cumpăra din nou. Da, de ce îl voi cumpăra din nou? Nu neapărat pentru faptul că este foarte mult în zona parfumului Delina de la PDM, cât pentru ceea ce înseamnă acest parfum ca aromă de sine stătătoare, da? Nu vorbim ca o nu facem o paralelă între un dup sau o clonă pentru delina de la PDM, ci vorbim aici strict de suvenir floral buchet. Suvenir floral buchet este acel parfum hiper, ultra, mega feminin pentru mine. Este acea combinație trandafir și știți, da, eu nu iubesc nota de trandafir, nu mă pot împăca cu orice trandafir în parfumerie, însă Aici avem un trandafir foarte frumos, combinat cu un bujor. Este un bujor, nu știu. Din toate parfumurile ce le-am testat sau le-am, bujorul din acest parfum mi se pare extrem de natural, redat, extrem de frumos lucrat. Este altceva, da? Pentru mine este altceva. Feminin, diafan, dar și elegant totodată. Este, vă spuneam, bujor, trandafir și vanilie, da? Această triadă, pentru mine, este uh, în rolul principal, da? Asta resimt eu cel mai mult aici. Însă, este și acel mosc uh, elegant, nu moscul din zona balsamelor de rufe, balsamului de rufe, nu. Este moscul acela elegant, oarecum senzual. În opinia mea, este acel parfum... Um, ce poate fi purtat cu ușurință în absolut orice sezon. Nu necesită vreme caldă, nu necesită vreme rece, nu. Din nou, l-aș vedea purtat ca acel parfum semnătură, da? Dacă sunteți, cum îmi place mie să spun, femei sănătoase la cap și nu ca mine să vă îngropați de vii în parfumuri și vreți un singur parfum, dar care să fie și feminin, care să fie genul acela easy rich, ușor de ales, da? pretabil unde, care să vă aducă și complimente, pentru că suvenir floral buchet este un mega bun performer. Iar am început cu engleză. Este un parfum foarte, foarte reușit. Are performanțe imense, imense. Da, performanțele unui parfum depind de mai mulți factori și diferă de la persoană la persoană. Pe mine una cel puțin, suvenir floral buchet, se resimte și după duș sau baie. Da? Nu pot spune că proiectează la fel ca înainte, ca atunci când l-am aplicat, însă este acolo și după ce mă spăl. Da, și după ce mă spăl, și nu prea pot face overspraying cu el. Este un parfum foarte, foarte puternic. Poate fi, nu știu, îl văd și ca pe un parfum de mireasă. Îl văd, nu știu, e perluța mea adorată de la Casa Afnan. Dacă sunteți în zona parfumurilor feminine, dar cu prestanță, da? cu coloană vertebrală. Oarecum bold, da? Și feminin, dar și bold. E o combinație. Sau cel puțin e una așa resimt. Sau dacă vă place Delina de la PDM, în opinia mea, suvenir floral buchet este un safe blind buy. V-am spus, stă excepțional la, cap la capitolul performanțe, poate fi purtat oriunde, oricând, nu necesită un anume sezon Bine, în opinia mea, da, din nou, totul este în opinia mea, este din nou un parfum ce poate fi utilizat ca bază în layering, da? Vă las aici videoclipul cu variantele mele, ideile mele, opțiunile mele de layering, cum îl combin eu pe acest frumușel. Următorul este... Un parfum ce a intrat în viața mea anul trecut, în vară. Dacă nu mă înșel, vă las aici videoclipul cu unboxing-ul și primele impresii. Este o bombă. Oricum, la modul general, absolut tot ce am eu sau ce am testat eu de la Casa Afnan, Casa Afnan este acea casă nucleară, cum se spune, da? Performanțe extrem, extrem de bune. Extrem de bune. Uh, mic disclaimer, că am uitat. În uh, suvenir floral buchet nu aveți absolut nimic middle eastern sau arabesc, cum se spune. Nu. Nu aveți nimic care să vă ducă cu gândul la un parfum arabesc. Nu. Oricum, casa Afnan are o finețe aparte. Da? Uh, eu, la momentul în care am achiziționat primul Afnan, eram uh, fan la tafa Uh, parfumurile la tafa nu pot spune că toate sunt rele. Nu le-am testat pe toate, nu le-am pe toate. Însă um, am avut și failuri cu ele, da? Și nu știu, casa la tafa are ceva în fiecare parfum. Eu, în momentul de față, detectez o notă, un acord. Este ceva acolo ce. Îmi lasă mie impresia ca și cum Casa Afnan își pune semnătura în fiecare parfum în parte. Însă, treaba ce nu este valabilă pentru Casa uh, Afnan, m-am zăpăcit. Da, deci oricum nu știu ce ați înțeles. Pe scurt, la parfumurile la au ceva acolo. La nas, nu știu. Eu știu că este un la nu știu cum să vă spun. Pe când treaba asta nu este valabilă și pentru Casa Afnan. Nu, casa Afnan lucrează foarte fin, ca să concluzionez. Bun, revenind la următorul parfum, acesta este Historic Doria. Da, cea mai altfel cu ghilimelele de rigoare, sticluță din întreaga mea colecție. Sticluță care, nu știu, mie îmi place extrem, extrem de mult. Și da, mai am, mai am în el. Cred că sunt pe undeva pe la jumătate și cu el. Știu, mi-ați scris, este pe listă pentru videoclip cu recenzii și variante de layering. Historic Doria este din nou un parfum cu factor Middle Eastern 0, da? Nu are nimic Middle Eastern, nimic arabesc în el. Doamne Dumnezeule, Înainte și înainte de toate, acest istoric Doria este ușor bombiță de ambroxan. Dacă nu, că știu că sunt cazuri um, la anumite persoane ce ori sunt anosmice, nu simt nota de ambroxan, ori dar ambroxanul ăsta e cu dute vino. Um, eu am avut o perioadă în care... Am fost anosmică, dar tot antrenând mi nasul, tot testând, tot purtând, am ajuns să îl simt, să-l cunosc, să-l apreciez și să-l port cu mare drag. Da. Este un floral aparte ce se deschide cu o aromă. Știu sigur că nu are listat așa ceva, însă eu așa o percep. Este ca și cum ai o vată de zahăr imensă, da? Vată din aceea pe băț, însă nu este vata de zahăr clasică, cu aromă clasică, nu. Este o vată de zahăr cu aromă de fructe de pădure. Eu asta simt în deschidere. Um, ambroxanul acesta, uh, cel conține, îi dă chestia asta pufoasă, aerată, nu știu cum să vă spun, care pe mine, una, mă duce cu gândul la vata de zahăr. Este, v-am mai spus eu un alt videoclip. Este ca și cum Flor Narcotic sau Narcotic Flower și Instant Crash ar fi făcut un copil. Da. Dacă aceste două parfumuri ar fi făcut un copil, cu siguranță el ar fi historic Doria. <coughs> și am pulverizat foarte mult. Îmi cer scuze. Bun. Așa da. Oricum, astăzi o să fiu, după ce filmez acest videoclip, o să am nose blind pentru că motiv de bombițe. Da, deci chiar toate, toate sunt bombițe. Are și ceva efervescent, un ușor iz de camparii. Când spun un ușor iz de camparii, nu vă duceți cu gândul la... Izul acela alcoolic sau la o tentă buzi? nu are efervescența fructată dintr-un campari, dacă are sens, ceea ce spun eu acum. Și tind să cred, nu știu de ce, zmeura. Da? Zmeura de aici, pentru că și zmeura se resimte foarte bine, cred că îi dă um, izul acesta de campari, da. Zmeura combinată cu... Altă notă din uh, rețeta sa îi lasă acest acord, îi dă un acord de campari. Dar din nou, este acel parfum ce eu l-am purta, purtat și vara, da? să nu uiți să menționez lucrul acesta. M-am împăcat în vară foarte bine cu această bombiță florală cu ambroxan. Nu am avut probleme, nu m-am sufocat, nu am sufocat pe nimeni, în jurul meu. E drept însă în vară mi-am aplicat un puf pe în spatele umărului, da? Și un puf pe celălalt umăr. De ce pe umeri? Și de ce în spate? Pentru că știți și voi de la căldură, da, proiectează altfel și așa mai departe, și am ales să fie în spate. Ca să nu fie în față, ca să nu mă sufoc, da, pentru că, mă repet, este o bombiță, este o bombiță, dar este un parfum feminin, um, nu l-aș vedea purtat la birou, totuși, nu, uh, poate doar un singur puf, hai prin absurd două, dar mai mult nu, este magnet de complimente, este beast mode și el, da, este beast mode. Știu că a fost și el foarte discutat în YouTube-ul din afară, cum spun eu. Multă lume bala asociază ca o combinație între Bacara și Armani My Way. Părerile sunt împărțite pentru că, da, din fericire suntem diferiți și din fericire parfumurile îmi venea să strănut. Uh, din fericire, parfumurile se dezvoltă diferit pe noi și fiecare dintre noi percepe altfel un parfum. Însă, pentru mine și pentru nasul meu și simțurile mele, este o combinație între Instant Crush și Flor Narcotic. Și da, uh, nu știu, din nou, este un parfum ce va fi în permanență în colecția mea. Mai avem trei și avem aici doi frățiori sau doi suriori <laughs> și voi începe cu un parfum. Nu știu dacă este singurul cu valoare sentimentală. Rămâne de văzut și treaba asta, trebuie să mă mai uit odată în dulapul cu parfumuri. Dar în momentul de față, acest parfum are o foarte mare valoare sentimentală pentru mine. Vorbim de data aceasta de un parfum total unisex, din nou, all season și anume Musk Tick din colecția Afnan Edict. Da, și se poate vedea goliciunea acestui parfum în condițiile în care aici aveți unboxing-ul și primele impresii. Mi-aduc aminte că am plasat la un moment dat o comandă pe site-ul celor de la Parfumas și am primit mostră pentru acest parfum. Atât de tare m-a obsedat, atât de tare și vorba aceea era mostră, da? nu era macerat, nu era și eram și în plină vară, dacă nu mă înșel. Însă, acum este și macerat complet, cu toate că, două pufuri, suficient, oricum e prea mult, cu toate că și gata, s-a terminat în cameră. Uh, cu toate că el nu este un EDP, este un extract de parfum. Însă, însă, când spun mosc, nu vă gândiți la moscul acela banal, la moscul acela întâlnit la orice colț de stradă, vorba vine, nici la moscul animalic, nici la moscul din balsamul de rufe, nu. Gândiți-vă la cel mai extraterestru mosc cu putință. Eu anul trecut în vară am intrat în febra moscului, până anul trecut nu prea eram fan al acestei note, însă. Moscul de aici. Blendingul în sine, rețeta. Nu știu ce au făcut omuleții aceștia de la Afnan cu acest parfum, deoarece eu nu am mirosit în viața mea așa ceva. Nu. Nu are absolut nimic Middle Eastern, chiar dacă știu sigur că știu că și cu voi am mai discutat. Acest parfum are notată, are listată în notele de bază nota de ud. Eu nu știu unde este udul, nu înțeleg unde este udul din acest parfum pentru că eu nici acum după atâtea luni de zile, adică este la macerarea completă, nu mai are ce să se marineze în el, nu mai are ce să scoată mai mult acest parfum. Însă, nici după atâta amar de vreme eu nu simt ud în el. Nu. Resimt cardamom, resimt o atingere ușor mentolată, dar foarte, foarte fin mentolată. Ceva condimente extra pe lângă cardamom, dar când spun din nou ceva condimente, rețineți. Factorul Middle Eastern, cum spun eu, cum se spune de fapt, în acest parfum este total zero. Nu este acel parfum... Oriental, Middle Eastern, arabesc, full de condimente sau așa mai departe. Nu! Nu! Este pur și simplu o aromă de nișă. Pentru mine acest parfum miroase a nișă. Pentru mine eu nu îl pot asocia cu niciun alt parfum de designer, cu niciun alt parfum de nișă. Nu! Ce am testat eu până în momentul de față? Apropo, dacă voi îl aveți sau dacă l-ați testat și aveți idee că s-ar asemăna cu ceva, vă rog din suflet lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Chiar sunt curioasă dacă voi cunoașteți un alt parfum care să aibă uh, similarități, similitudini cu acest Musk tic. Pentru că eu una nu. Nu. Are și vanilie, dar este, după cum v-am mai spus eu, în multe videoclipuri, el a fost inclus în foarte multe selecții. Deoarece este um, categoric un parfum unisex. Nu înclină nici în latura feminină, nu înclină nici în latura masculină. Din nou, este all season pentru mine. L-am purtat în vară, a fost parfumul aniversării de patru ani a juniorului meu, de aceea spun că are o valoare sentimentală enormă. Eu sunt genul ăsta, un pic mai așa, nu știu cum să spun, leg amintiri sau momente sau oameni de parfumuri, da? Cu ajutorul parfumurilor îmi creez amintiri. Și chiar dacă eu l-am achiziționat înainte de ziua micuțului meu, știu că nu m-am atins de el până când nu a venit ziua lui de naștere. Dar, să ies din butoiul de sentimentalism și melancolie, este un divin. Din nou, vă spun, nu cunosc nimic asemănător cu el. Este genul acela care nu întoarce capete, pur și simplu rupe capete, da? Deci, Indiferent că sunteți domn sau doamnă, dacă purtați acest parfum, cu siguranță veți fi remarcat/remarcată, cu siguranță veți primi foarte multe complimente uh, datorită lui și cu siguranță veți primi foarte multe întrebări, cu ce te-ai dat, cu ce te-ai dat, cu ce te-ai dat. Mie una cel puțin asta mi se întâmplă și din nou. Voi știți că eu sunt oversprayer, însă nu cu el. Da, Eu am consumat atât de mult deoarece l-am folosit și eu și soțul meu. Da. Uh, știu, eu nu-mi împart parfumurile cu el, însă a fost o excepție acest parfum și îl folosim amândoi. Bine, cu condiția că atunci când se termină soțul meu trebuie să cumpere două sticle. Trebuia să ieși și eu în avantaj într-un fel sau altul, când des sunt femeie și noi femeile, da. Bun. Lăsând gluma deoparte, Afnan, Edict, Masctic, este șeful la Mosc, da? Este și va rămâne șeful la Mosc pentru mine. Nu există pe lumea asta parfum cu Mosc care să fie ceea ce este el. Nu. Pentru mine rămâne favoritul favorit number one for life. Deci nu, fără el, nu. Nu-mi imaginez viața fără el. Știu că sună a publicitate sau a ceva de genul, nu, nu fac publicitate nimănui, însă pur și simplu este unul din parfumurile mele ce chiar să mă gândesc să fac un clip măcar cu 5 variante de parfumuri semnătură pentru mine. Da, știu, normal, parfumul semnătură e unul singur, dar eu nu pot unul singur. Însă, dacă ar fi top 5 parfumuri semnătură sau parfumuri ce înseamnă rojin, masc Tic este acolo. Musk Tic este cu siguranță acolo. Bun. Și dacă am vorbit de Musk Tic și am spus că avem uh, doi suriori sau doi frățiori, n-avem cum să nu vorbim despre Embery Time. Da. Din aceeași gamă, din aceeași colecție, tot un extract de parfum și tot un preferat, după cum prea bine se vede. O să caut, vă las unboxing-ul și primele impresii aici. Dacă uh, mastic nu îl pot asemăna cu nimeni și cu nimic de pe lumea aceasta, aici dau un singur puf, oricum și la mastic am exagerat cu două. La capitolul Embery Time, l-aș asocia oarecum, dar oarecum, pentru că nici asocierea aceasta, în momentul de față, nu mi se pare completă, da? cu ce l-aș asocia. Am senzația că este, din nou, un parfum tip baby. Este acel parfum sau este acel copil între uh, Bacara Extract. Și uh, Milk Plus de la uh, Commodity. Commodity Milk Plus. Da? Nu am parfumul de la Commodity, însă l-am testat. Și Embery Time mă duce oarecum în zona acestor două parfumuri, dar totuși mai are și altceva. Da? Nu este, cum să vă zic eu. Haideți să-l iau pe acesta ca exemplu. Historic Doria, da? pentru mine și pentru simțurile mele, istoric Doria este strict copilul în, dintre flor narcotic și instant crash, da? Strict, da? Este strict ca și cum ai face layering cu acele două parfumuri. Pe când de Embury Time, eu spun că este copilul dintre uh, Angels Share de la By Killian și Milk Plus Commodity, însă, însă mai este ceva pe lângă, da? Nu este ca și cum aș face layering dintre acele două parfumuri și gata, punct. Am făcut layering, a ieșit acest parfum. Nu, mai are ceva. Mai are ceva și nu îmi dau seama ce. Nu... Adică nu pot asocia cu alt parfum momentan. Este o scorțișoară cremoasă. Este ambrat pudrat, dacă are sens. Este ambrat, este pudrat, este decadent, din nou, este un parfum total unisex. Din nou, este, nu este un EDP, este un extract de parfum, face parte din aceeași gamă cu mask tick. Și când spun extract de parfum, dacă la un EDP normal, în genul Suvenir Floral Buchet sau Historic Doria. Performanțele sale sunt și după ceea ce eu îmi fac duș, sau mai grav, după ce eu stau 30 de minute în cadă plină cu spumă. La uh, parfumurile din gama Afnan Edict, la extractele acestea de parfum, uh, mi-aplic parfumul la ora 7 dimineața, am cele două dușuri de peste zi, somnul de noapte, iar dimineața, la ora 7 când mă trezesc, le simt pe piele. Da. Le simt pe piele. Și din nou nu este acel parfum, de fapt el, ca și profil olfactiv, ca și uh, profunzime, ca și bogăție, ca și blending și ca aromă, da, în sine nu îți permite să faci overspraying. Deci nu ai cum. Cu aceste două parfumuri, da, oricât ai fi tu de loca, ca mine sau mai grav decât mine, nu ai cum să faci oversprayer, nu ai cum să faci oversprayer cu ele, nu, nu există oversprayer cu aceste extracte de parfum. Ambra este vedeta acestui uh, parfum, da, Embery Time, timpul Ambrei, Ambra este vedeta acestui parfum, însă este, Flancată, ca să mă exprim așa, de vanilie și boabe tonca. Deci, eu, pur și simplu, mai degrabă este o triadă, da? Ambra, vanilie, boabe tonca, însă ambra este cu siguranță vedeta. Când am spus că are ceva din Killian Angels share, nu vă gândiți la um, izul acela buzii din uh, celelalte parfumuri inspirate de Killian Angels Share. Pentru că aici am momente când și eu abia, abia resimt acel fin de tot izbuzii. Da? Foarte, foarte fin și nu în permanență. Da? Am momente în care îl simt, am momente în care nu îl percep deloc. Și din nou, nu vă duceți nici cu gândul la plăcintă cu mere. Nu, nu are aromă de plăcintă cu mere. Are mai degrabă izul acela de uh, pralină din Killian Angel's Share. Din ce mi-aduc eu aminte, nu are notată lista de pralină, însă eu asta simt. Și când am spus că este... Are și ceva din Milk Plus Commodity, da. Are căldura aceea. Are latura aceea foarte, foarte, foarte fin și slab afumată, foarte fin. Din nou, este o o, o notă, un acord ce eu îl resimt foarte, foarte slab și nu în permanență. Este nu din nou, face parte acolo din categoria parfumurilor ce înseamnă Ana, ce înseamnă Rojin, da? Cu siguranță, cu siguranță. Și acum ultimul, dar nu cel din urmă, l-am lăsat sinceră să fiu mai către finalul videoclipului, mai către finalul selecției, Deoarece știu că acum nu mai este pe stocul celor de la Parfumas, a fost readus și imediat ce a fost adus, ați, ați distrus stocul, ați terminat stocul și vorbim aici despre rar Passion. Da, rar Passion, un parfum, nu știu, alături de. Dacă ar fi așa, să fac un scurt, scurt top. Da, pentru anul 2023, cele mai wow descoperiri ar fi Rose Noir, uh, Rare Passion și mastic. da. Rare Passion a fost o achiziție blind. Aveți aici videoclipul cu unboxingul și cu primele impresii. A fost o achiziție blind, dar pe cât de blind a fost, este o mare dragoste pentru mine. Este acel parfum, cum spun eu, să rumâna vă pup, cu cel mai mare drag, parfumul doamna Eni. Da, că știu, doamna Eni a fost atât de încântată încât și-a comandat, hai să dăm două, că toți suntem la finalul videoclipului, și a comandat prima dată o sticluță, apoi, după ce a primit sticluța, și-a mai comandat una. Acest parfum, cu siguranță, deci cu siguranță, momentul în care revine pe stoc și eu îl voi cumpăra din nou. Mai am, cred că, undeva mai jos de jumătate din el, pentru că, pentru că, Rare Passion este acel parfum total feminin. Ori acum, după macerarea finală, ori datorită vremii de afară, cert este că în momentul de față îl resimt ca fiind un parfum ce poate fi ușor inclus în categoria parfumuri pentru o fem fatal. Da are acolo ceva obraznic. Are ceva misterios, are ceva sexy, dar totodată este mega, ultra, hiper feminin, da? Este feminitate într-o sticluță. Dar când spun feminitate într-o sticluță, nu vă gândiți la genul acela de parfum sfios, timid, rușinos și așa mai departe. Nu! Rar Passion din nou este o bombă atomică Rar Passion, dacă nu ai grijă să-l porți tu, te poartă el pe tine, da? Este acel parfum bold, acel parfum cu personalitate, acel parfum cu coloană vertebrală, cum spun eu. Și avem aici, cred că cea mai luminoasă, cea mai pudrată și gurmandă totodată, floare de portocal, însă fără a fi stridentă. Din câte parfumuri cu floare de portocal am eu, cred că niciunul nu este lucrat așa cum este lucrat acest Rare Passion. Am observat că de curând a început și el să fie hăipuit de youtuberi externi și multă lume îl duce în zona Love Don't Be Shy de la Killian sau în zona Oriana de la PDM. La început, când l-am comandat, la primul nas, cum se spune, și pe mine m-a dus oarecum pe mine, din ce mi aduc eu aminte, m-a dus ca și cum ar fi copilul dintre Love Don Bishai de la Killian și Oriana de la PDM. Însă, acum, după macerare, acum după atâtea purtări, acum după ce l-am dezlușit și l-am descifrat, oricum, cu siguranță va urma și un videoclip cu recenzia sa finală și variante de layering, ca de obicei. Însă, pentru mine, în momentul de față, este acea Oriana matură. Da? Este o Oriana mult mai matură, o, o Oriana foarte hotărâtă, v-am spus, cu riscul de a-mi lua din nou hate. Am testat mostru oficială din Oriana. Dacă îl iubiți, dacă este parfumul vostru semnătură, nu o luați, vă rog, din suflet ca pe un afront personal din partea mea sau așa mai departe. Nu. Nu mă potrivesc cu Oriana. Oriana nu este pe alea mea, nu este în zona mea de aromă, plus că nu are chimie cu mine. 4 ore, da? 4 ore a stat Oriana pe mine. Patru ore? Hai 4, să nu zic mai puțin dar nu are, nu știu, nu are zvâc, cum îi zic eu, nu are acel ceva. Pe când rar Passion are absolut tot ce-mi doresc eu. Se resimte oarecum ADN-ul Orianei, însă dacă ar fi să îl disec puțin, aș spune că rar peșen este decât 30% Oriana Și 70% este strict ADN-ul și munca și creația Casei Afnan, da? Nu s-a luat ADN-ul de Oriana și a mutat decât două note sau am modificat. Nu. Este un parfum foarte complex, foarte senzual, ușor dark, ușor obraznic. Pentru, nu știu, mă gândesc că pentru multe Doamne nu ar putea fi acel parfum de zi cu zi. Însă, atunci când vreți să vă simțiți, când aveți starea aceea ușor sexy, ușor senzuală sau când mergeți la o întâlnire sau de ce nu când vreți să vă surprindeți soțul sau da, în anumite momente ca să nu intrăm în alte detalii, da, rar passion cu siguranță este o opțiune și rar passion cu siguranță face parte din categoria parfumuri de făcut copii. Da. Da, deci în momentul în care purtați rar fashion, aveți grijă. Da, lăsând gluma deoparte, nu știu, pentru mine este tot ce mi-aș putea dori și este un parfum extrem de polarizant. Da? Acum îl percep jucăuș, acum îl percep pudrat, acum îl percep elegant, acum îl percep feminin. Este un parfum ce Îți aduce multe stări, da? Și cu siguranță îți schimbă buna dispoziție. Dispoziția. Și, scuze, mie, una personal, îmi place foarte mult sticluța, da? Eu, oricum, sunt contrari imaginii ce o vedeți voi, eu sunt mai fiartă așa și pe arme și pe da, sunt un pic mai... M-a făcut cineva odată fetiță războinică, da. Eu sunt această Xena a parfumurilor. Bun, lăsând gluma și Caterinca de Colentina deoparte, sticluța aceasta da, este butoiul acela de revolver, da? Pur și simplu eu asta, asta văd mi asta îmi transmite. Eu cu asta asociez. Și da, rar peșen este o armă. Credeți-mă că este o armă. Bun, bun. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. A, știu câteva nu mai sunt momentan pe stoc, însă, însă, pe site-ul celor de la Parfumas aveți această opțiune. V-am mai spus eu în alte videoclipuri, dar vă reamintesc. Puteți să vă lăsați acolo adresa de e-mail și, în momentul în care un produs, cel doriți dumneavoastră, revine pe stoc, primiți mail în care sunteți anunțați de acest lucru. Contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și, nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Frag Family cu și despre parfumuri. Link în bara de descrieri pentru fiecare parfum. Chiar dacă nu mai este pe stoc, eu tot vă las linkul că poate faceți schema cu adresa de mail. Linkuri și pentru Insta, TikTok și FragFamily Family și, și nu scăpați, trebuie să scrieți și voi ceva. Lăsați-mi și voi, indiferent că sunteți domn sau doamne, că știu că mă urmăresc și domn și doamne, lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii, top 5 parfumuri ale casei Afnan. Sau dacă nu puteți să fiți drastici așa cum am fost eu astăzi rea și așa mai departe și zigata de cât 5, lăsați-mi top 3, top 10, top 15, dar vreau să văd, adică sunt curioasă de preferințele dumneavoastră în ceea ce privește casa Afnan. Că de ce nu și eu mă inspir de la voi nu numai voi de la mine, da? Și voi sunteți vinovați pentru multe achiziții, da? Simțiți-vă și voi vinovați. Glumesc. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii și până data viitoare vă îmbrățișez, vă pup pe suflet, da? și vă doresc zile minunate, da, iar m-am uitat pe geam, contrar vremii de afară și neapărat, neapărat pline cu parfum. V-am pupat! Zvonimă, șarafamă!